La început de ianuarie 1462, voievodul Vlad Țepeș își împărțea armata sa de vreo 5-6 mii de oameni în 6 corpuri diferite și le punea să treacă Dunărea prin 6 vaduri diferite ale acesteia. Isaccea, Hârșova, Silistra, Turtucaia, Ruse și Nicopole. Masacrele ce au urmat le cunoaștem în detaliu grație unei celebre scrisori a voievodului Vlad Țepeș trimisă regelui maghiar. Necunoscut era însă ce a urmat mai apoi, o descoperire recentă, nu numai că rescrie aceste evenimente, dar pune în lumină un eveniment cu totul surprizător și unic în întreaga istorie medievală românească. Niciun alt voievod, fie din Valahia, fie din Moldova, nu a mai făcut ceea ce Vlad Țepeș a făcut la începutul acelei primăveri a anului 1462. Valahii au ars vreo 50 de corăbii ale turcului, care veniseră pentru a încărca lemne de făcut galere pe care turcul pusese să se pregătească. Iar pomeniții valahi, căutând să obțină victoria, sosiră acolo unde erau pomenitele corăbii venite pentru a cărca pomenitele lemne și pe acestea le aseră toate, cum s-a spus mai sus, și îi tăiară pe toți marinarii în bucăți și pe vreo 50 de meșteri lemnari. Vă salut! Numele meu este Adrian Gheorghe, sunt istoric profesionist și parte a proiectului Corpus Draculianum, care își propune editarea tuturor documentelor de orice gen de la și despre voievodul Vlad Țepeș. Am citat dintr-un document recent descoperit o ocazie rarisimă ce poate rescrie anumite aspecte ale confruntărilor dintre Vlad Țepeș și otoman. Acest document a fost redactat de către Cezare de Florența, un negustor florentin aflat în slujba casei de Mantova. Acesta era însărcinat cu aprovizionarea ducelui și ducesei cu tot felul de delicatesuri marine. Numai că misiunea lui nu era întotdeauna ușoară. După ce se scuză pe parcursul la mai bine de jumătate din scrisoarea sa, pentru că nu a putut furniza sturioni, calamari și o lungă, lungă listă de delicatesuri menite să-ți lase gura apă, Cezare, în fine, menționează și motivul acestei imposibilități. Furtuna pe mare și valahii, care făceau prăpăt pe Dunăre. Mai mult despre aceasta, mai târziu. Principalele corpuri care pătrunseseră pe Dunăre erau conduse de însuși voievodul Vlad Țepeș și omul său de încredere, Neagoie de la Stehaia sau Negoie Craiovescu, strămoșul celebrei familii a craioveștilor. Cele 6 corpuri de armată ținteau în mod deliberat și îndelung cogetat capacitățile de reacție rapidă ale otomanilor la Dunăre, în principal trupele de temuților Acângii și cele personale ale beilor locali de Silistra și Nicopole. Acângii, despre care vom vorbi mai pe larg într-un episod separat, sunt un fenomen militar prezent doar în partea europeană a Imperiului Otoman. Aceștia erau un fel de țărani soldați recrutați pe plan local, deopotrivă dintre comunitățile creștine cât și cele de musulmani. Corpurile de Acângii erau formate din mai multe celule, ca să zicem așa. O celulă, la rândul ei, era formată dintr-un acângiu activ, ca să zicem așa, adică cel care lua parte într-un acân, adică o expediție militară otomană, iar restul erau cei care rămâneau acasă, însă care trebuiau să pună la dispoziție acestuia mijloacele financiare necesare, echipamentul, furajele pentru animale. Ei bine, Vlad Țepeș a atacat exact aceste comunități locale care furnizau ceea ce trebuia soldaților, că strategia lui Vlad Țepeș s-a dovedit a fi de succes, o demonstrează chiar scrisoarea lui Cezare din Florența.
Pe baza acesteia, povestea poate fi reconstituită după cum urmează. După pustirea în ianuarie 1462 a punctelor relevante logistic pentru armata otomană de-a lungul Dunării, trupele valahe nu s-au retras, cel puțin parțial, așa cum se bănuia până acum, ci au continuat să facă ceea ce știau ele mai bine. Ceea ce știau ele mai bine v-am explicat deja. Jefuit, distrus, pus foc, tăiat capete, nasuri sau urechi, pentru a fi prezentate voievodului spre numărare și spre recompensă, bineînțeles. Cândva, în martie 1462, trupele valahe, surprind pe Dunăre o flotă de 40 de nave mari, borțoase de transport otomane, care veniseră acolo să încarce lemn pentru construcția de galere. Galerele erau cele mai mari și mai de temut arme de război în perioada medievală. Oamenii lui Vlad Țepeș, surprind pe nepusă masă echipajele acestor nave, le masacrează corespunzător, fără a omite însă meșterile lemnari, care erau cei mai importanți în această ecuație. Bineînțeles că beii locali nu stau cu mâinile în sân și încearcă să pună pe roate o reacție împotriva trupelor atacatoare. Numai că atacurile lui Vlad Țepeș acum își arată din plin efectele. În vorbele lui Cezare de Florența, trupele otomane locale nu au răspuns chemării beiului, pentru că, așa cum o spune Cezare de Florența, perché sono tutti fugit. Adică, pentru că fugiseră cu toții. Cine să mai vină? Cine să se mai prezinte la luptă dacă satele din regiune de unde proveneau aceștia căngii fuseseră răvășite în ultimele două luni de trupele lui Vlad Țepeș? Sau se numărase printre cei 24.000 de victime care sunt menționate în scrisoarea lui Vlad Țepeș? Dar ce căutau navele otomane de transport pe Dunăre? De ceva vreme, sultanul otoman se pregătea pentru un conflict armat cu principalul său rival în Mediterana, Veneția. Pentru aceasta, șantierele navale otomane construiau de zor nave de luptă, în special galere. Lemnul pentru acestea se tăia la sfârșitul toamnei, iar peste iarnă era lăsat în păduri să se usuce încet. La începutul primăverii, trunchiurile de copaci erau legate unele de altele astfel încât să formeze un fel de plute și erau lăsate să se coboare încet pe râurile principale ale țării până la Dunăre. Aici așteptau deja corăbii, care probabil sosiseră încă din toamna anului precedent, pentru a le încărca. Încă din perioada bizantină, pădurile din jurul Constantinopolului, dar și cele de-a lungul coastei bulgare, fuseseră decimate, așa că flota otomană căuta probabil în zona Dobrogei de astăzi, sau poate puțin kilometri în aval, noi surse de lemn. Corăbile otomane de transport, probabil trase la mal, așteptau coborârea lemnului la Dunăre și încărcarea cât mai rapidă a acesteia, pentru ca în mai, atunci când începea sezonul navigabil, dar și sezonul de război, să fie transportate cât mai rapid la șantierele navale otomane. La final, rămâne veșnica întrebare. Ce l-a apucat pe Vlad Țepeș, oricât de viteaz și de talentat militar ar fi fost acesta, să atace cea mai puternică forță militară a timpului? E ca și cum, să zic așa, România ar decide să lanseze câteva sute de rachete balistice asupra Pentagonului. Scrisoarea lui Cezare de Florența ar putea furniza o explicație alternativă, sugerând o posibilă implicare venețiană mai mult sau mai puțin directă. Interese comune ale lui Vlad Țepeș și banii venețienilor, plătiți sau numai promiși, l-ar fi putut motiva pe acesta să treacă Dunărea și să atace Imperiul Otoman și anumite ținte cu relevanță directă pentru venețieni. În lipsa unei flote pe Dunăre, Vlad Țepeș nu avea niciun motiv să atace o flotă otomană, pentru că aceasta nu avea ce să-i distrugă până la urmă.
Principala și directa amenințare pentru el și Valahia erau trupele locale de Akhangi. Distrugerea acestei flote de transport de roc mici nu putea decât îngreuna construcția de galere și alte nave de război otomane. Și prin aceasta întârzia începutul conflictului armat cu Veneția. Prin urmare, Veneția era principalul profitor din distrugerea flotei otomane. Până la descoperirea documentelor care să o confirme direct, ori doar să o sugereze, această explicație rămâne doar una speculativă. Ce rol trebuie să fie avut Vlad Țepeș în această complexă ecuație și ce loc să fie avut acesta în complexul joc al puterilor, al marilor puteri europene, nu putem să știm cu exactitate. Însă, până la următoarea noastră întâlnire, așa cum Maria sa obișnuia să-și încheie scrisorile în limba slavonă, vă urez și eu și Dumnezeu să vă veselească. La revedere!